Astăzi ne vom uita la noul film Poppy Playtime din 2023. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte special la mine pe canal. Astăzi vom reacționa la partea 1 din noul film oficial Poppy Playtime din 2023. Mai exact, fraților, băiatul nostru Secret for Studio, care știți că face cele mai mișto filme de pe tot YouTube-ul. El a făcut și filmul cu Siren Head, care are sute de mii de vizualizări la mine pe canal și zeci de milioane la el, adică este un film foarte, foarte bun. A scos noul film acum 4 zile, care se numește Poppy Playtime Restricted Toy Breaker. Nu știu care-i treaba, urmează să vedem, fraților, și vom reacționa la jumătate din el, pentru că are jumătate de oră și este în engleză, trebuie să traducem nu știu ce. Așa că apăsați butonul de like dacă vreți să postăm chiar mâine, în mai puțin de 24 de ore, partea a doua. Deci asta va fi partea 1 de la filmul Poppy Playtime. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul, că sunt chiar foarte curios. Deci voi, fraților, înainte să începem, vreau să vă zic o chestie. Filmul ăsta, bă, eu l-aștept de efectiv luni de zile, fraților, din toamnă, pentru că sunt foarte la curent cu ce postează băiatul ăsta. Însă gândiți-vă, fraților, ca să vedeți cât ghinion are în toamnă, când era pe la 80% din film. Puteți intra și el pe comunitate să vedeți. I s-a șters tot din calculator, fraților, din greșeală i s-a șters tot filmul, băi, i s-a șters tot, că este un film animat, i s-a șters tot și a trebuit să refacă tot, adică este ceva super, super nașpa. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul, nu uitați de like, let's go. Asta este un fel de trailer, ia uite, bro, oh my god, câte personaje, câte nebunii. Hai să începem, Jesus. Secret Force de prezent. Ok, let's go. We go into this. Oh shit, uite, doctor morți. Cine e asta, fraților? Habar la bar, cine e asta? Uite, are masca aia. Aveți grijă, malfuncție. Băi, a evadat cineva de aici. Mamă, i-a murit cineva pe ăștia. Cică, vă rog, asigurați-vă că toate protocoalele de securitate sunt urmărite, gen. Pentru confortul și siguranța dumneavoastră. Da, doamne, se vede că... se vede că totul a fost urmărit, toată lumea în siguranță. Bro, uite creatura asta. Deci a sunat și a zis că, cică, domnule, cred că am ajuns în cel mai rău scenariu. Bro, ce se întâmplă? Experiment 1008 a evadat. A trebuit să anunț securitatea? Da, soră mea, logic. A evadat experiment 1008. I see. No information will be provided to them then. Hopa! A vorbit ăla ceva și asta a zis, ok, nu o să le zic nimica. De ce să nu zic la securitate că a evadat experiment 1008? Poppy Playtime Project Toy Breaker. Let's go, baby. Huggy. Ia uite pe ăștia, iară vin ăștia, militarii, haide, let's go. Mamă, Team Echo se numește ăsta. Deși că nu uitați să vă uitați peste tot, deoarece această chestie se poate urca pe pereți. Oh my god, Jesus. Oh my god. Uite chestia aia. Și că sunt sigur că îi se pare așa de ciudat că e foarte mult sânge pe jos, dar chiar. Hopa, mamă, frate, deci fiți atenți, mama, asta e ciudat. Deci că lui ăștia îi se pare ciudat că e mult sânge și ați văzut că oamenii de la început sunt zgriați pe ei, pentru că și că creatura asta nu are nici dinți și nici unghii de-astea, gen ca să îi zgârie pe ea. Adică de ce sunt zgriați și de ce îi sânge pe jos, bro? Asta e ciudat. What does this mean then? Management misinformed us? Chica, și ce înseamnă chestia asta? Cineva nu ne-a dat informații? Bro, ăștia sunt echipa de securitate și aia nu le-a zis că experimentul 1008 e evadat. Poate ăștia caută pe altcineva. Trebuie să avem foarte mare grijă. Ia, uite, fraților. PG pagă pillar. Ok. Tot camera asta, nu știu de ce o arată camera asta. Ia uite unde au venit, ia uite-i. Jesus, aveți grijă, frații mei. Eww, ce s-a întâmplat cu ăsta, bro? Gosh,
Gosh. A person would come up with this kind of containment measurement. Look, his whole face is gone. Uite-te la fața lui, e toată dusă. Ce, că se pare că ceva are un atac de panică. Ăștia sunt deja obișnuiți să vadă astea. Relaxează-te și respiră. Asta e panicat, fraților. Team Bravo. Hopa, asta e altă echipă. Fraților, sunt mai multe echipe de securitate. Ați văzut că la prima dată scria Team Echo și aici scrie Team Bravo pe spatele lor. Cum pot să mă relaxez și ăsta? Hai. Dacă nu vrei să te relaxezi și să respiri, poți să ții respirația. Hei, Mickey, cineva acolo? A fost 100% cea. Bro. Bro, deși că ăștia aveau masca asta de gaze și au fost, gen, au fost luate de pe fața lor cât timp erau în viață. It's not just a feral animal as we were told. Și că time with 1006. I see. And why am I not surprised? Hopa, deși ca creatura după care suntem nu este ca data trecută cu 1006, adică cu Huggy Wuggy. Nu este doar un animal feroce cum ni s-a zis. Și ăștia zis că nici măcar nu sunt gen, nici măcar nu sunt șocați. Știau că o să-i mintă. Ia uite, Team Bravo pleacă. Ok. Cine naiba era aici, fraților? Ce e asta, bro? Oh my god, sunt instrument de tortură. Acces interzis! Come on, go. Asta e alt timp, fraților! Ia uite pe Huggy! Oh my god! Cineva... cineva a murit jos de la gaz. Băi, fraților, eu nu m-aș bucura dacă îl văd pe Huggy Wuggy jos. Băiatul ăsta a zis că, băi, e bine că e Huggy Wuggy jos, dar dacă e Huggy Wuggy jos, înseamnă că ai de-a face cu cineva care l-a dat pe Huggy jos. Jesus, bro. Doar uite-te la el. E un gigant. Așteaptă. Ci că nu m-aș apropia așa de ușor dacă... Mamă, ci că chestia asta are mai multe, mai mulți dinți decât un rechin. Uitați-vă la dinții lui. Mamă, sper să nu se trezească Huggy. Bro. Pe bune? A decapitat cel puțin 4 oameni până acum. Bro, o să se trezească. Asta e Team Charlie. Good work. What's his status? Asta e alt team. Ok, deși că este jos. Asta, Huggy e 1170, nu e 1006. Habar n-am față cum să știa. Și că cineva să vină la camera 401 ca să-l ia pe ăsta de aici. Am înțeles. A, ăștia, fraților, sunt Team Playtime, adică sunt la... butoane aici și eu zic și că să-i mai dea încă un pumn de sedative, gen să îl sedeze. Am înțeles. Dă niște sedative, fraților, ca să-l ține acolo adormit, gen. Ia uite, ce e asta, bro? Press here. Mamă, câte detalii sunt filmul ăsta, fraților. Team Alpha! Alt team! Despre asta vorbeam, doar uite de lângă noi. They said that this gas was supposed to instantly knock out all test subjects. Exactly. Yet it didn't. Ok, deci ăla este nervos pentru că toată fabrica asta este efectiv îmbâxită cu gaz care ar fi trebuit să-i adormă pe toți. Ați văzut că pe Huggy l-a adormit, gen toate creaturile, că i-au și mășii de astea. Dar nu s-a întâmplat asta. În continuare, experimentul ăla e în libertate. Efectiv, nu poți să-i crezi deloc. Și că am înțeles. Și cine pune camere de securitate care nu merg? Dar eu cred că merg camere de securitate, fraților. Și că ăștia nu știu ce fac. Habar n-am ce fac. Oh, bun, deci ăștia sunt ultima echipă, fraților? Sau sunt a patra echipă? Că au zis că ceea ce îl îngrijoasă pe ăsta este că au trimis 5 echipe de securitate ca să oprească monstrul ăla. Înainte trimiteau numai una, acum au trimis 5. Jesus! Niciodată n-au fost așa de multe echipe deodată. Mamă, 5 echipe de securitate. Oh my god.
Anyway, let's split up, cover more ground. Okay, let's go. Team Alpha. Let's go, fraților. Deci sunt 5 echipe. Ia uite, încă un de la Team Alpha. Ia uite, încă un cadavru. Băi, și ăștia omoară gen și le scoate masca. Jesus. Ce e de asta oribilă să mori? Ci că este adevărat că chestia pe care urmează să o vânăm a fost Marie Payne? Cine este Marie Payne, fraților? Mary Payne. Asta ne-a zis managementul, ai amint întotdeauna oricum. Ci că cum este posibil ca un om de știință să se transforme în așa ceva? Deci Mary Payne era ceva om de știință. Only the twisted echo of your former self inhabits a new vessel. Where did you hear that? Overheard some eggheads discussing this issue. I would suggest keeping this information to yourself. If Stark okay. or anyone else from management find out that you know this kind of information, there might be some serious consequences. Okay, deși că asta știe ceva așa, s-a clasificat. Nu știu, opa. Grijă mare, ce naiba se întâmplă? Bro, se aud chestii, frățiorii, plecați de aici, băi, adevărat vă zic. Opa! Oh my god! Oh my god! Ce-i creatura asta, fraților? Fraților, ce-i creatura asta? Ai auzit aia? Dar era ceva ce se mișca în acea cameră. Bro, ce se întâmplă? Fraților, mă sperie. Ești gata? Du-te! Jesus, ce se întâmplă? Trebuie să mă... Evident, trebuie să glumești. Băi, fraților, mă mută, ce gigant. Băi, n-am mai văzut până acum în Poppy Playtime niciodată creatura aia. Asta a fost mâncat? Jesus! Aoleu! Ci că asta mănâncă și oameni? Ok, așa o să fie următoarea masă. Ci că managerii de aici sunt un grup de psihopați, exact. Oamenii care fac jucările astea chiar sunt psihopați și o minți pe ăștia. Ci că nu trebuie să mă convingi. Oh my god, oh my god, oh my god, uite. Alpha 1 și 2, care-i statusul tău? Am găsit un cadavru care a fost mâncat. Damn! Hai că venim către voi! Jesus, bro! Fugiți de aici, man! Go out, pe bune! Și asta, fraților! Și că măcar știu unde s-a dus monstrul nostru. Uite-te sus acolo. Bro! Mamă, dar ce venturi au ăștia, fraților, sunt gigantice, efectiv. Vrei să te duc acolo? Nu. Crede-mă că nu vrei. Ci că 100% nu o să mă duc acolo. Foarte bună alegere, frate meu, foarte bună alegere. Hai să raportăm asta la comandant. Just a sec. I'll see where this airbender. Bun, deci le-a zis la comandant, adică la băieții ăștia care sunt pe care au acces denied aici, care sunt pe calculatoare. I-a zis că a evadat într-o cameră la gen printr-un vent din camera 417. Trebuie să se vadă unde se duce ventul ăla. Mamă, dar ăștia, fraților, n-au nicio informație. Voi vedeți că toate alea sunt roșii. Efectiv, echipa de management e minte. Deci s-a dus în ceva depozit, dar nu se știe care-i treaba cu depozitul ăla. Eco Team este acolo. Foarte good job, Alpha. Eco Team este acolo, mergem să investigheze. Hai să plecăm, hai. Plecați, bă, de aici, vă rog eu. Plecați, uite și pe Daisy. Plecați, să nu vă ia cineva. Comandante, asta este Delta Team.
Hopa și a zis că și că e sigur că ne, cum îi zice, ne batem doar cu experimentul 1222. It's just, we are in the medical deck at the moment. And this place looks like a slaughterhouse. Și că și totul arată ca o cameră de măcelărit, fraților, asta zic toți, că în efectiv totul arată super suspect, sânge, oameni mâncați. They were ripped to shreds. It's almost like a wild animal tore through them. Let me double check. At the moment, only two test subjects are registered in Research Facility Alpha. Ah, deci uite, fraților. Oh my god! Oh my god, fraților, m-am prins! Băi, fiți atenți! Deci, efectiv, ei, gen, acum s-au dus să se ducă după Huggy Wuggy și după Mami Longlegs. Că o zis asta, comandante, e sigur că numai după experiment 1222, care este Mami Longlegs. Vedeți acolo pe tabletă. Ei nu știu, fraților, că de-aia au și zis că creatura noastră n-are ghiare sau ceva de genul, că Mami Longlegs n-are ghiare sau dinți, gen Huggy Wuggy are, dar a fost dat jos de gaz. Oh my god, ei nu știu după cine sunt, că sunt după creatura aia cu mască. Sunt curios dacă cumva o să o găsească pe Mami Longlegs leșinată și pe ea și ce o să facă. Experiment number 1170 and experiment number 1222. The first one was already captured by Charlie. Ok, deci primul, deci o zis că după ăștia trebuie să veniți, după Huggy Wuggy și Mami Longlegs. Huggy Wuggy a fost deja capturat de Charlie Tim și acum voi sunteți următorii. Deci doar este experiment doar 1222 cu voi. Ci că, da, lăsați-mă să dau un double check cu managementul. Uite-l pe Paige Paga Pillar, bro! Bă, ce naiba experimente fac aici? Efectiv, ce sadici. Cei că să stați la distanță de Mami Longlegs, că na, poate să vă prinde de la distanță, știți, faceți-l că na, are, e Mami Longlegs. Ok, let's go. Ați înțeles? Bun. Come on, bro. We gotta do something, man. We gotta do something. Stai jos. Vezi acolo. Hopa, ia uite pe Mami Longlegs. Ea este în viață. Desigur, fraților, că este în viață. Check this. Team Echo. Mami Longlegs este în viață, boys. Stun gun only. Our mission is to capture this thing alive. Și că nu uitați să folosim doar stun gun-ul, deoarece misiunea noastră este să capturăm această specie în viață. Hai să vedem, se bat cu Mami Longlegs. Ia uite-o. Dar nu Mami Longlegs a făcut totul, fraților. Nu i-a făcut asta. Mi se pare mie sau se uită fix la noi? Jesus. Da, 100% și-a dat seama unde suntem. Și, că, și dacă se uită la noi, de ce nu încearcă să evadeze sau să ne atace? Asta e ciudat. Așteaptă momentul potrivit? Hai să vedem. Zice, comandante, am localizat ținta. Care sunt ordinele? Și că stați cu ochii pe ăsta, dar nu atacați. Așteptați și celelalte echipe. Deci toți o să se ducă, toate echipele o să se ducă acolo ca să fie treaba cu Mami Longlegs. Am înțeles. Hai pe bune, de ce nu se mișcă? Maybe she is looking for a way to ambush us. Oh my god, nu e singură, fraților, 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 Mami Longlegs nu e singură aici, mai are încă un prieten, după cum puteți vedea. Jesus, mai are încă un prieten. Frățioară! Zice, duceți-vă rapid la depozit. În partea de est. Haide, toată lumea, toate echipele. Duceți-vă la echipa Echo. Uite-l și pe Banzo, bro. Și că puteți să folosiți forță letală dacă se întâmplă ceva. Fugiți, bro, fugiți. Și că ce zice managementul? Ok, deci că ăștia nu o să încerce să o ia în viață, o să o împuște. Foarte bine, foarte bine. Și că nu ți-e frică ce o să ne facă? Nu, nu e frică. Ce o să ne zic? O să ne dea afară? O să ne trimită mesajele simțite pe bune? Ei sunt băiții cu armele. Hai să vedem.
Look who is greeting us. Ia uite, fraților, s-au întâlnit cu Team Alpha. Ăștia erau prea fricoși să meargă singuri. So, gentlemen, tell me, are you ready for a bug hunt? Bă, e bine că sunt mai mulți, fraților, hai să vedem. Suntem, haide! Hai să facem un pariu. Deși că, haide, prima echipă care dă jos paianjenul, adică pe Mami Long Legs, dă de băut la celelalți. La ceilalți. Pregătiți-vă să dați banii. Hai să vedem. Ok. Delta team have already entered this facility from the north entrance. We should link up with them in the center of this warehouse. Bun, deși că Charlie și Delta, adică celelalte echipe în afară de Echo care era acolo, a trebuit să se întâlnească cu ei în mijlocul depozitului. Ci că și Echo, gen echipa care era deja acolo, echipa care a descoperit totul, s-a e pe silențios pe radio. Mamă, fraților, tare am impresia că știu de ce sunt pe silențios pe radio. 100% nu vor să vorbească. Sunt morți. Echo Team sunt morți. Este 20 versus 1? Da. E 20 versus 1, fraților. 20 versus 1, fraților. E 20 versus 1. Mami Longlegs cu mască. Sunt morți. Echo Team sunt străini, dar morți, fraților. Asudați-vă pe mine, sunt morți. Oh my god, ia uite-i. Haide, mă. Checuiți peste tot. Asta este un depozit foarte, foarte mare, fraților. N-ai zice. Oh my god, ok, sunt în mijlocul depozitului. Este confuz să ne orientăm pe aici. Uite, fraților! Aoleu! It sure looks like one. Arată ca unul. Cine a creat chestia asta, fraților? Mamă, sânge pe jos! Oh my god, sunt morți! Echo Team sunt straight up morți, fraților, sânge pe jos. Looks like a huge head of the toy, all covered in blood. And where's the rest of the body? But that's definitely. Ce e asta, fraților? Most likely another test subject. But who killed him? His head was ripped off. Cine l-a omorât pe ăsta? Ai auzit asta, da? Hai să ne regrupăm cu ceilalți. Let's go, bro. Hai să se regrupeze cu ceilalți. Oh my god! Oh my god! Cine a venit, fraților? Mamă, deci văd capete de astea peste tot. Toate sunt acoperite. Deci au găsit asta. Let's go. Vine și Mami Longlegs, vine și ceilalți. Dar sunt curios dacă eu să se bat între ei sau sunt... sunt de treabă. Ar putea să fie peste tot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mami Longlegs. Mami Longlegs, ai grijă. Este vreun... Hopa. Ce face? Ce-a fost aia? Bro, a păstat Mami Longlegs pe ceva și nu mai au... Bro, vorbește Mami Longlegs cu ei, fraților, și a zis ce face o persoană să vină în acest loc așa. Sunt curajoase, sunt proaste sau de ce vin aici? Sau sunt doar ignorante? Nu contează. Bro, a omorât Echo Team. Uitați-vă, fraților, că era arma pe jos. Cine e aici? Spune numele tău. Este o întrebare foarte bună. Oh my god, fraților, și aici începe Mami Longlegs să zică istoria, gen. Știți că o zis aia la început că Marie, că înainte acest subiect era Marie nu știu cum. Însă, fraților, deja au trecut mai mult de jumătate din filmul ăsta, de s-a terminat partea 1. Eu chiar acum voi reacționa și la partea 2 și voi filma. Dacă v-a plăcut și vreți ca mâine să postăm partea 2, mi se pare ceva super interesant, scrieți la comentarii, fraților. Ne vedem mâine cu partea 2 dacă vă place până acum filmul. Deci în episodul ăsta ăștia au găsit într-un final loc unde o să se bată. Și în episodul viitor o să se bată. V-am pa pe toți, pa, pa!